sărbătorii Crăciunului și vor interpreta câteva colinde pregătite împreună cu doamna învățătoare Simona Ciobanu. Yeah.
Să fii tu fata fiicei mele. Mama, unde ești? Ți-am spus să nu mai ieși în plic. Tu să mai stric pe ulița, mamaie. Că nici nu vezi, nici n-au. De ce să stric? Se înalță sus către cer, acum nici frig nu mai este și toate durerile pierd. Yeah.
învățătorul mofturos, pregătit împreună cu doamna învățătoare, Bălășescu cu Cristina.
schon gute Sachen dazu, so wie im Lernen wohl und vom Sein wie im So. Der Winter ist da, der Winter ist da. Herbst und Sommer sind vergangen, Winter der hat angefangen. Der Winter der ist da. Nun gibt es Eis und Schnee. Blumen, Luft an Fensterscheiben sind sonst nirgends auszutreiben. Nun gibt es Eis und Schnee. Die Tage fielen zu. Nun geht es wieder viel. Guter Weihnachtsmann, lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Steche deine Rute ein, ich will auch immer artig sein. Danke. Ja, das weiter. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, der Frühling, der Sommer, der Herbst und der Winter. Žerak on trepa pa noje, žerak on trepa pa noje. Žive di tu vien kan šemu, il mardi že vien pur noje. A sade pen, tu abit u žabit, a ma mezon du sije. A na zva se žuz an desu. Mema je zi, mema je zi, e tu mo. Ba a, ba ne, a ne, o šan tu sče. Asse chi son tu sol, asse chi in quel con. Elevi classe a 8B au pregătit un moment liric intitulat Colind Ceresc, realizat sub îndrumarea doamnei profesoare Mera Emilia. Colind Ceresc, de Radu Demetrescu Chin. Cerul și-a deschis soborul, lerul doamnele, au pornit cu plugușorul îngerii din cer. Merg cu plugul de oblindă și de jucăier, toți luceferii colindă, lerul doamnele. Vântul suflă cu lumină, lere, doamne, ler, în buhai de lună plină, legănat de ger. Patru heruvim cu plugă albă de oier, sub ferești colind de-ndrugă, lerul, doamne, ler. N-au venit cu greu la poartă, ci au rupt din cer, stele mari ca să le împartă, lerul, doamne, ler. Colinde, colinde, e vremea colindelor, căci gheața se vinde asemeni oglindelor. Și tremură brazii mișcând rămurelele, căci noaptea de azi e când scânteie stelele. Se școlii noastre, iar clasa a 6-a A, în spiritul sărbătorii noastre, va prezenta sceneta Moș Crăciun pleacă la drum, moment realizat cu ajutorul doamnei profesoare Crăciun Marilena. La polul nord, unde veșnic e iarnă, înconjurat de vânturi și ceață, se înalță nemuritor palatul Moș Crăciun, construit din blocuri de gheață. Vreau să vă spun acum tuturor povestea plină de har a lui Moș Crăciun și cum a pornit el și anul acesta la drum. Să ridicăm cortina și ne vom afla chiar în palatul cu pricina. Dar nu veți avea de suferit frigul și gerul polar, înăuntru e cald. Cu ce deja. Alțaților, că se face târziu și Moș Crăciun fie apă, cum vom merge să ducă la copii? Păi cum să nu aibă, Doamne păzește! Dacă te jucurile acestea pe care le-am făcut noi, timp de un an întreg. Da, le-am făcut, dar nu mai să mai primi din nou pachetatul. Lasă, că nici de făcut nu le-am făcut noi pe toate. Cum? Dar cine le-a făcut? Păi ce, nu știi? Noi am făcut jucările acelea care au plăcut copiilor dintotdeauna. Minci, păpuși, sotăței de plumb, căluți de lemn.
veveriță, ba chiar am încercat meșteșugul, chiar și l-am confecționat trenulețe cu locomotive cu aburi. Dar ce? Nu ești mulțumit de ele? Ba da, sunt minunate. Altceva vreau să spun. Unii copii nu vor astfel de jucării. Și ce vor ei? Ce jucării vor ei? Așa e, fratele meu vreau adusitate. Sunt mulți copii care cei jucării electronice aveau netele chitate, mașinuțe cu motor, chiar și calculator. Și ce dacă? Le dăm exact ce vor, nu? Dar nu degeaba am deschis până acum mulți deschisori de la toți copiii și nu degeaba am răspuns la mii de telefoane. Trebuie să aflăm ce vor și gata. Moș Crăciun va avea jucăriile potrivite și le va duce exact la destinație. Până acum, de mii de ani de când facem un caz, dar n-am greșit niciodată. Și atunci, care e problema? Eu încercam să spun că nu noi am făcut toate aceste jucării. Asta e problema. Noi am făcut modelele vechi care, între timp, însă dorințele copiilor s-au tot schimbat. Iar tehnologia noastră este depășită, nu? Atunci, ei bine, și atunci, care e problema? Eu încercam să... Pe acestea le-am comandat la producătorilor. Am avut mare emoții, ne-a fost teamă că nu vor sosi la timp, dar slavă Domnului! Au sosit și sunt gata, împachetate, gata de încărcat în Sonia trasă de Leni și Moș Crăciun. Bună ziua, spiritușelor și spiritușilor! E bine că m-a lăsat puțin să dorm, că tare lungă care mă așteaptă, lungă și obositoare! Bună ziua, Moș Crăciun! Abia aștept să pleci. Ai să mergi ca în fiecare an, la toți copiii, nu-i așa? Ei, la toți copiii, la o mică parte. Cum la o mică parte, Moș Crăciun? Păi noi de ce am făcut lista cu toți copiii și ți-am pregătit pentru fiecare jucărie la care visează? Ce listă? Sper că nu mi-ați greșit după anul trecut. Vă mai amintiți ce am pățit? Mă duc la o fetiță cu o păpușă dolofană cu bucle aurii și grăbiță în obraș care zicea când te jucai cu ea. Și numai ce fac o aruncă hăt, cât colo zice, eu nu vreau rățenii astea, vreau păpușe Barbie. Dar nu spusese Moș Crăciun să explici că producătorului Barbie ne-a adus manga prea târziu. O să-i duci păpușa anul ăsta, ce o să fie? Ba nu o să mai duc nimic, copiii răi. Poate îi vinit pe copii Moș Crăciun, pentru că fabrica ce nu ne-a trimis nouă jucăriile la timp. Nu, m-am hotărât. Anul acesta nu am venit la toți copiii. Dar cum se poate, Moș Crăciun? După atâtea mii de ani te lași pe cubaș, acum ți se pare că e momentul să renunți? Ba, eu v-am spus-o de mai mulți ani și mereu vă face să vă promit că chiar merg la toți copiii. Păi te rugăm! Ne promis și acum, Moș Crăciun. Sania e aproape gata, încărcată și te așteaptă. Sunt cadouri pentru toți, dar nu o să te întorci cu el înapoi. Dar copiii răi și mei ascultători, ei de ce să merite jucării? Moș Crăciun, dar știi că nu există copii răi. Tot copiii se nasc buni. Și atunci, de ce se comportă, de exemplu, de ce distrug jucăriile? Din curiozitate, Moș Crăciun, vor să le afle secrete. Cine strică o mașinuță jucărie, când se face mare, construiește mașina adevărată. Mă, iar mă rost pe coarda sensibilă. Dar cu învățatul cum e? Mulți copii învață foarte bine, mulți nu. De ce nu învață toți copiii? Toți învață Moș Crăciun după puterile lor. Și apoi unii vor să fie buni la carte, dar să nu aibă mâini demonatice. În timp ce alții cu mâini demonatice se descurcă mai încet cu cartea, dar fiecare copil are partea lui bună. Sau unii copii au talent la sport, la gimnastică, la fotbal, învață foarte mai puține carte din cauza antrenamentelor grele și lungi la care se duc. Măi, să fie, iar îmi îndrășiți inima. Am mai fost la unul cu un ursuleț și el a râs de mine și mi-a spus, moșule, nu înțelegi că am nevoie de un calculator adevărat. De un calculator, poate încă unul adevărat, nu de o jucărie cu care nu poți face nimic. Sper că nu mai
ăștia de pe listă Moș Crăciun. Aici a fost o problemă, că mama lui ne-a dat o informație greșită. Ea vroia să-l vadă tot jucându-se cu jucările, nu cu calculatoarele. Dar acum a și câștigat un premiu foarte important la un concurs de informatică. Așa că i-am pregătit calculatorul. Un calculator adevărat, ultima generație. Bine, dragile mele spiritușe și dragii mei spiritușe. M-ați convins și de data aceasta. Toți copiii de pe lumea asta sunt buni și trebuie să le duc tuturor câte un cadou. Anul acesta, că dacă nu mai supără vreunul, nu mai primește niciun cadou de la Moș Crăciun. Îl șterg de pe lista și asta și gata, nu mai vorbesc cu voi. Așa cum fulgii de zăpadă dansează necontenit în aer, așa și elevii clasei a 4-a B vă vor demonstra că sunt la fel de jucăuși în dansul sportiv realizat sub urmarea doamnei învățătoare Irod Medina. Thank you.
dinamiza atmosfera, elevii clasei a 5B vă vor prezenta un dans modern pregătit împreună cu domnul profesor Mihăilă Sebastian. Work it back, filter that, baby bump that track. Groove slam, work it back, filter that, baby bump that track. Groove slam, work it back, just mix that way, just play that track. Gaga in the room, so star struck, cherry, 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 boom, boom. Thank you.
încheiat, iar școala generală numărul 2 Cotea Băurean